Bună seara, domnule și domnule, vă spune Daniel Botănoiu, președintele Asociației Fermierilor din România și realizatorul emisiunii Agricultura Modernă. Pentru că în ultima perioadă am tot auzit ceea ce facem cu zootehnia, dacă putem să creștem acest sector, pentru că sigur el este cel care ne aduce laptele, carnea, ouăle pe masa noastră, în farfurii, atunci am considerat că este bine ca în această seară să discutăm despre toate acestea cu invitații noștri și anume cu domnul dr. Alexandru Bociu, președintele Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentului și de asemenea cu doamna dr. Meripoană, președinta Asociației Crescătorilor, Exportatorilor de Bovine, Ovine și, și Porci. Deci zic bine, doamnă, deci nu greșesc. Da. Bună seara, bine ați venit la emisiune. Haideți să începem un pic mai rapid, așa, să intrăm în subiecte. De ce? Pentru că înțeleg că domnul președinte trebuie să ne părăsească la un moment dat, pentru că are lucruri importante de făcut la guvern. Astăzi știm foarte bine că sunt anumite riscuri legate de ceea ce se întâmplă peste graniță și de asemenea la nivel național cu toate aceste viroze, cu pesta porcină africană, cu măsurile care trebuie luate. Vă rog, domnul președinte. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră, vă mulțumesc frumos pentru invitație. Aș începe cu o boală care de vreo 5 ani de zile ne macină și ne tot... Nu pe noi. Oamenii, dar economic așa. Economic. Și aici vorbim de pesta porcină africană, constatăm cu bucurie că astăzi ne aflăm pe un trend bun, în sensul în care la nivel național astăzi sunt aproximativ 23-24 de focare și doar o singură exploatație comercială afectată. Spun acest lucru pentru că, din păcate, această boală, pesta porcină africană, până în momentul de față nu are un tratament specific, nu are un vaccin, cu alte cuvinte nu are leac. Eforturile serviciilor veterinare pe teritoriul României se pare că dau roade, numărul de focare scade de asta, la un an la altul. Asta sperăm că nu scade pentru că nu mai avem porci, sperăm că el scade pentru că ne facem treaba, nu? Scade pentru că ne facem treaba, categoric. Toți. Da. Și astăzi ne aflăm pe un trend bun, ia să zic eu. Din situația pe care dumneavoastră ați observat-o de-a lungul timpului, modul cum reacționează fermierii, gospodările populației, ce credeți că ar trebui să se îmbunătățească din punct de vedere al legislației? Pentru că dumneavoastră sunteți cel care promovați o astfel de legislație la nivel național. Vorbim aici de responsabilitate, de biosecuritate. Și categoric, astăzi în Parlament există o lege a porcului care, odată aprobată, sperăm să ne ajute foarte mult în eradicarea și combaterea pestei porcine africane la nivel național. Adică această lege conține date despre cum trebuie să reacționeze măsurile cetățeanul sau și fermele? Pe de o parte fermele, pe de o parte cetățeanul și pe de altă parte toate instituțiile abilitate. Aici discutăm de interne, discutăm Ministerul de agricultură. Ministerul de interne, discutăm de Ministerul Agriculturii, poliția de frontieră. În acest sens chiar vreau să aduc în discuție faptul că săptămâna viitoare avem convocat Comitetul Național de Combatere a Bolilor în ideea de a preveni pe cât posibil apariția de unor noi focare de pestă porcină africană și gripa aviară, pentru că astăzi sunt foarte multe focare în Europa, nu numai România are pestă porcină africană și gripa aviară. În acest sens vreau să transmit fermierilor că Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor face toate eforturile pentru a nu avea noi focare și în acest sens vrem să monitorizăm toate transporturile de animale vii care intră în România. Spun acest lucru pentru că în protocoalele noastre cu instituțiile abilitate și aici sunt Poliția de Frontieră, Antifrauda, vom fi anunțați în timp util și în cel mai scurt timp, de momentul în care suntem anunțați, serviciile veterinare vor merge în punctele de frontieră, vor identifica transporturile de animale și în același timp vor urmări până la destinație aceste transporturi de animale. În sensul în care, un exemplu ipotetic, vine un transport de pui la Vama Nădlac și pe documente spune că ajunge la Vâlcea. Colegii din Arad anunță colegii de la Vâlcea
Și odată ce camionul a intrat. Odată ce camionul a intrat și colegii de la Vâlcea așteaptă la descărcare acel camion. Ce, asta e foarte bine. Eu să profit cu acordul doamnei Mary Panu, să profit de prezența dumneavoastră, pentru că, sigur, acea discuție pe care am avut-o anterior era legată tocmai de acest comitet, că sunteți obligați să mergeți rapid acolo și nu din alte motive. Sigur că este important ceea ce ne spune și cred că aceste controle fac bine. Pe de o parte, știți că există astăzi această retorică legată de mărfurile care vin din Ucraina și nu numai. Pentru că în cazul cerealelor, știți că ele se încarcă pe camion și pleacă direct pe navă, fără să existe un control așa cum ar trebui sau cum se face în cazul produselor românești. Și aici cred că ar fi interesant să ne dezvăluiți din acest punct de vedere. Sigur, e un subiect foarte important, un subiect care ne macină de un an de zile, pentru că avem un an de când a apărut nefericitul conflict din Ucraina, iar transporturile sunt foarte, foarte mari. Vin aici cu un exemplu la Vama Siret, unde a fost cea mai mare presiune. Pe parcursul anului 2021 au trecut aproximativ pe rutier 2100-2200 de transporturi. De la începutul războiului până la finalul anului 2022 am avut 24.000 de transporturi pe cale rutieră și aproximativ 3.000 pe cale feroviară. Vorbesc doar printr-un punct de frontieră. Acum, ce a însemnat? Lucrurile nu au fost lăsate la voia întâmplării, pentru că noi suntem poarta de intrare a Europei. Corect. Am relaxat măsurile pentru cerealele care vin, care doar tranzitează România. Aceste măsuri, clar că ele au fost agreate cu cei de la Uniune. Categoric. Adică nu ați luat dumneavoastră nici să năspriți, dar nici să relaxați așa plac. Vreau să asigur cetățenii de pe teritoriul și consumatorii despre faptul că toate transporturile de cereale care au intrat pe teritoriul României, conform unui program bine stabilit de către Autoritatea Națională de Sănătate Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, intră într-un program de testare. Și aici vreau să merg într-o altă zonă în care am investit în 2022 aproximativ 6 milioane de euro în laboratoarele sanitare veterinare de stat, iar anul acesta investim aproximativ 7 milioane și jumătate de euro în ideea de a crește capacitatea de laborator. Și cum vi se pare, doamna Pană, investițiile acestea? Pentru că știți, discutam, Bulgaria, facem analize în Bulgaria, stați așa că n-au reactiv, mergem până în Germania ca să ne dăm seama dacă lucrurile sunt pe traiectoria normală. Din punctul nostru de vedere, direcțiile sanitar-veterinare județene, cât și Institutul Național de Diagnostic de la București, sunt elemente de forță pentru controlul de laborator, atât pe produsele de origine animală, cât și non-animală. Din punctul acesta de vedere, noi nu ne facem probleme. Știm că sunt controlate foarte bine produsele interne, mai ales, dar ne-am dorit mai mult control la ce intră în țară și aici fac referire în special la produsele de origine animală, în special la carne. Dau ca exemplu Bulgaria, pentru că în ultima perioadă toată lumea dă Bulgaria exemplu pozitiv. Ei au avut un program de control pe salmonelozele aviare patogene în carnea de pasăre și au ajuns să nu mai aibă transporturi din Polonia cu salmonela. Noi am făcut în urmă cu 2 ani un control în luna martie pe probe 8% intrate în România, iar restul au fost controlate cărnurile românești. Deci ideea este de că să noi... să înțelegem, acest control îl faceți împreună cu autoritățile nu, publice este, sau ați făcut la nivelul asociației? Autocontrolul la noi se face insistent și mereu.
Este vorba de control făcut de direcția, ordonat de direcția de inspecție centrală către structurile teritoriale. Deci ceea ce spunea domnul președinte mai devreme este binevenit, să-i spunem așa, acel pentru că nu trebuie să privim niciodată numai la ce avem național, ci și la ce intră. Pentru că nu știi întotdeauna, nu știi niciodată de unde vine riscul și e bine să-l determini cât mai devreme. Obligatoriu. Deci asta o spun toți producătorii, fie că sunt producători de materie primă sau produse procesate. Da. Haideți să ne întoarcem puțin la această boală, așa cum i-a spus dumneavoastră, pesta porcină africană. Care ar fi pașii următorii? Regionalizăm ceva? Este toată roșie? Cerem ajutoare de la comisie? Cum ar trebui să procedăm în perioada următoare ca producătorii să-și dezvolte capacitatea? Exact cum spunea și dumneavoastră mai devreme, din păcate balanța la nivel național în ceea ce privește carnea și consumul de porc nu este una favorabilă. Gândiți-vă că România astăzi consumă aproximativ 1 milioane de capete de porc și noi, din păcate, producem aproximativ 2.800.000, între care aproximativ 1.300.000 sunt crescuți în gospodăriile proprii. Din motivul acesta, balanța comercială, ați văzut, este pe deficit din punct de vedere al cărnii de porc, plus grăsunică. Înțeleg că foarte multe lucruri se întâmplă și în acea zonă. Da. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor întotdeauna și-a dorit să relanseze sectorul suin. Ne dorim să repopulăm. Aveți un sprijin, efectiv aveți un sprijin realmente în serviciile veterinare de la consiliere și așa mai departe. Haideți să facem un exemplu concret. Dacă eu să presupun că aș fi un crescător de porci, cum vi se pare dacă, aș spune, domnule, cer statului 30 de euro pe capul de grăsun pe care l-am cumpărat? Sigur, dacă nu am, pentru că încă, vedeți, și cu legea, cum spuneați dumneavoastră, legea aceasta reproducție a durat 2 ani de zile până anul trecut, când s-a dat acel ordin de punere în aplicare a legei, vedeți că durează și reproducția în general durează mult mai mult decât cumperi grăsunul, pui în boxă. Jur de 3 ani până te pui pe... Așa, cum vi se pare tipul ăsta de ajutor? Și aici vă întreb pe amândoi. Ce ar trebui făcut ca să putem să depășim acest moment? Pentru că ia câtă carnea de porc, legume, fructe, da? Și mai nou văd că și uleiurile, deci noi unde suntem principal producători de materie primă, costă 10%, o să vedeți în balanța comercială. Deci lucru pe care ți le poți explica foarte rapid ce, cum și trebuie să făcute niște analize serioase, cred, pe subiectul acesta. Așa este, dacă îmi permiteți. Vă rog. Avem șansa astăzi să mai avem focare, să avem libere de focare de pestă 35 de județe. Asta înseamnă că trebuie să intrăm cât mai rapid să solicităm regionalizarea la Comisia Europeană. Ne-am bucurat că, câteva elemente se regăsesc deja în legea porcului. Asta înseamnă foarte mult pentru noi. De ce? Pentru că, practic, Guvernul României are două obiective prioritare pe care noi le sprijinim. În primul rând, prevenirea și eradicarea pestei porcine africane și, în al doilea rând, refacerea șeptelului de porcine din România. Ce înseamnă asta? Înseamnă că noi, exploatațiile profesionale, suntem deja bucuroși și acoperiți de legea reproducției, pe care ne-am dorit-o mult, am solicitat-o în 2018, după care a stagnat o perioadă până, așa cum spunea și dumneavoastră, până în 2022, când guvernul și-a dat seama că de fapt trebuie și că trebuie să fim toți uniți. Deci noi suntem acoperiți, investițiile vor fi acoperite. Este adevărat, durează o perioadă de 3 ani până vom produce acei purcei de care
vorbeați. Deci este exclus ca să ajungi să echilibrezi balanța sau să neutralizezi într-un an sau doi. Este exclus. Vorbim de un termen mediu, vorbim de un termen mediu în toată această. Dacă îmi permiteți să termin cu refacerea efectivului, în același timp, politica guvernului sprijină gospodăria țărănească și noi toți de asemenea. De ce? Ca să-și refacă și ei șeptelul. Ia, haideți să vedem ce spune domnul președinte legat de această refacere și acest sprijin care este acordat. Categoric, orice sprijin pentru relansarea sectorului suine este binevenit. Vreau să asigur fermierii că au realmente un sprijin în serviciile veterinare pentru a-și duce la îndeplinire aceste proiecte. Sunt niște proiecte de țară care nu fac nimic altceva decât bine sectorului suin. Și cu gospodăria populației, pentru că știți, există această temere că cetățeanul nu are voie să crească porcul. Este exclus. Nimeni, nu a spus este nimeni. Exclus, așa este exclus, în plus asistența veterinară la sat este gratuită, deci, pe bolile principale, pe bolile emergente. În momentul de față, fiecare comună, fiecare OAT de pe teritoriul României beneficiază de servicii sanitare veterinare. Medicii veterinari de liberă practică au obligații și îndatoriri față de serviciile veterinare și sunt în slujba cetățeanului. Sigur, astea sunt servicii plătite fie că sunt de cetățean, fie din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru siguranța alimentelor. Spuneați mai devreme și ar fi bine pentru telespectatorii noștri să știe de legume fructe. O investiție efectuată pe parcursul anului 2022 în laborator, exact cum spuneam, a avut ca scop principal, ne-am dorit foarte tare să avem un buletin de analiză pentru legume fructe în maxim 24 de ore. Superb. Dacă până anul trecut aveam buletinul într-un termen mult mai lung și ne trezeam că vin alerte și trebuia să mergem să retragem fructele și legumele și constatam că din păcate nu mai existau pe rafturile hipermarketurilor, din decembrie 2022 analizele pentru legume fructe se efectuează maxim 24 de ore. Asta în acest sens vreau să asigur cetățenii că pot consuma cu încredere. Eu v-aș ruga ceva în general, pentru că am fost, să zic așa, mai mult în discuții cu veterinarii, cu organizațiile profesionale și la un moment dat a apărut acea remarcă că ANSVSA-ul trebuie să țină foarte mult de serviciile pe care care au fost oferite de-a lungul timpului consumatorilor din România și să țină mult mai mult pentru că de ele, pentru că ați observat, la un moment dat nu mai înțelege nimeni nimic, vine protecția consumatorilor și închide magazinul, vine ăla, zice, nu, la vamă facem asta, nu știu ce. Deci cred că aceste lucruri sunt importante și cetățeanul trebuie să știe că dumneavoastră sunteți cei care puteți să faceți lucrurile acestea, le faceți fără zgomot, pentru că la un moment dat mai constatăm, vedeți și să le dă sport a pus acolo protecția consumatorului că nu merge la pe bicicletă. Sigur că acea hârtie o dă jos și își face treaba. Nu, acesta este rolul nostru. Vreau să aduc în discuție încă o acțiune efectuată de către serviciile veterinare împreună cu colegii de la Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului și colegii de la Antifraudă. Odată cu apariția legii laptelui, am efectuat pentru prima dată în România echipe mixte și am mers pe controle de prevenție și conștientizare. Înțeleg că este un alt protocol, nu? Împreună și cu Ministerul Agriculturii, da. Vrem să arătăm cum se face și apoi să mergem să controlăm. Să nu mai fim... Prevenția. E foarte bună. Este de bază, da. Da, nu. Și aici vă felicit pentru că lucrurile așa trebuie să stea. Înainte de a-l pedepsi și înainte de a pleca cu armată de oameni, credeți-mă, mă ocup cu exploatații, n-am nimic. Poate să vină oricâți controlori vor veni. Numai că
În momentul în care deși 5-7 mașini la ușa ta, poți să stop cardiac, zici, stai așa, ce am făcut, ce am greșit. Corect. Și îmi doresc o entitate care să răspundă și să-mi spună ce am de făcut, nu numai să mă penalizeze, ci să mă ajute să îndrept ceea ce probabil greșesc, pentru că știți cum este, domnul președinte. Dumneavoastră, dau exemplu, dumneavoastră ca instituție, știți două legi pe care trebuie să le aplicați. Eu ca investitor trebuie să știu, 10 legi și de la mediu, și de la agricultură, și de la NSVSA, și de la protecția consumatorului, și atunci, sigur că nu poți întotdeauna să ții sub control toată această chestiune. Îndrumare și control, aceasta a fost deviza noastră. Serviciile veterinare la noi niciodată este un lucru extraordinar. Să omoare. Avem controle în care se va da termenul de remediere. Într-adevăr, dacă peste 10 zile când ai avut termenul de implementat, nu l-ai implementat, categoric. Asta e. Suporți consecințele. Bun, haideți să concluzionăm. Cu pesta porcină africană ne-ați spus că trebuie să ajungem și pe panta aceea ascendentă, adică să creștem efectivele. Categoric. Trebuie să revitalizăm sectorul suin. Bun. Mai departe, cu reproducția, ați fost de acord cu ceea ce Ministerul Agriculturii a creionat. De asemenea, legea porcului, înțeleg că este o chestiune asumată între dumneavoastră și celelalte ministere, plus producătorii, în curs de a fi asumată, și cred că asta este un lucru bun. Și mai cred că puteți să faceți treaba destul de bună acolo, astfel încât să fiți alături de noi și în momentele bune și în momentele foarte bune, ca să nu spun, să știți cum e, ca mașina, marșarie sau înainte. Nu, înainte și foarte înainte. Da, revin și spun faptul că fermierii au un sprijin real în ANSFSA. Asta e un lucru bun. Ne oprim pentru un moment de publicitate și mulțumim domnului președinte Bociu, pentru că dânsul trebuie să meargă la acea ședință convocată de la Guvernul României pentru discuții. Vă așteptăm după pauză. Mulțumesc frumos!